Bun găsit tuturor la horoscopul săptămânii 9-15. Suntem aici la horoscopul avertismentelor acestei săptămâni 9-15 octombrie. Vă recomand să urmăriți și horoscopul săptămânii, horoscopul general, cealaltă filmare. Iar înainte de a trece la analiza propriu-zisă a avertismentelor săptămânii 9-15 octombrie, vreau să te anunț ce am anunțat și pe horoscopul săptămânii. Intră în tipar, este gata, este super muncită, din luna mai lucrez la fiecare analiză, fiecare zile anului viitor, 2024, s-a terminat proiectul acum o săptămână, v-am zis, intră în tipografie. Precizarea o fac și pe cea care am, și aceeași precizare pe care o fac aici, am făcut-o și în celălalt horoscop, nu va fi cu coperta așa, va fi cu coperta cartonată. Ce am eu în mână este exemplarul de probă, exemplarul care se verifică înainte de a intra un tiraj într-o tipografie. Se numește a da bun de tipaj, atunci trebuie să vezi cum arată. Nu vorbesc aici la fel de mult cum am vorbit în horoscopul săptămânii. Dar ce anunț este următorul lucru. Se face un număr limitat de exemplare pentru că este un produs premium și produsele premium nu se fac în mii și mii de exemplare. Dacă vrei să-ți rezervi o agendă sau mai multe agende, pentru că poate fi un super cadou extraordinar de sărbători sau o zi de naștere, te rog să ne scrii pe adresa contactarond@alexandracoman.ro. Încă o dată, contactarond@alexandracoman.ro. Nu uita să indici acolo locul unde vrei să-ți fie livrată agenda, adică adresa, evident numele, nu numele, adresa, numărul de telefon. Numărul de telefon nu e să te hărțuim, ci e pentru curieri. Și când vor fi gata agendele, nu trimite, nu începem așa să trimitem bezmetici agende, ci vei fi contactat să fii întrebat dacă o mai dorești sau nu, pentru că nu ne aruncăm în neant cu agendele. Știu că va fi întrebarea și cât va fi, același preț care a fost dintotdeauna. Cu un efort absolut, nu pot să vă spun ce efort fac financiar să scot această agendă, deoarece în acest moment toată lumea știe, aici nu mă plâng sau ceva, că trăim toți aceeași experiență. Au crescut prețurile, a crescut prețul la hârtie, a crescut exorbitant prețul la benzină, carburanți, prin urmare livrarea costă, da? Prețul transportului, tipărirea, e o nebunie întreagă, toate prețurile au crescut, taxele au crescut, impozitele au crescut, iar eu păstrez același preț dintotdeauna. Da, pentru că această agendă e pentru oamenii care vor să-și schimbe viața și consider că da, chiar merită să fac eu acest efort din partea mea și voi să vă bucurați de acest produs. V-am zis, este un produs premium, ne scrieți pe adresa contactarond@alexandracoman.ro dacă vreți să o rezervați. Prețul rămâne același preț care a fost dintotdeauna al agendei, la care se va adăuga costul de transport, pentru că am înțeles că în România nu există un preț fix de transport, ci cei care locuiesc în oraș și cei care locuiesc la sate, în funcție de numărul de kilometri, și cum asta nu este partea mea, cea curieratului care se va ocupa de asta, va fi agenda plus transportul. Și da, la întrebarea se livrează în străinătate, bineînțeles că se livrează în străinătate, se livrează în străinătate și veți primi la timpul potrivit toate informațiile. Cei care ați primit newsletter-ul și trăiți în străinătate deja, știți condițiile de livrare. Nu vreau aici să iau din avertismente timpul să spun. Va rămâne, știu că în România se practică porcăria asta de unele persoane. Dacă trăiești în străinătate, produsul e mai scump. Adică cum? Dacă tu trăiești în străinătate, ce? Trăiești într-un castel sau nu înțeleg? Nu, oameni buni, agenda e la fel și pentru ăla din România și pentru cel din străinătate. Prețul ei rămâne la fel neschimbat. Transportul se va face prin poșta română, nici nu mă gândesc prin altceva și anul trecut a funcționat foarte ok acest transport. Mă gândesc la altceva pentru că nu există firme din România care să-ți ofere un sistem coerent de trimitere. Nu există firme de curierat și singura taxă suplimentară, o spun public, pe care cei din străinătate o vor plăti va fi 5 euro. 5 euro, deci nu o sumă exorbitantă, pentru persoana care va manipula agendele, pentru că persoana respectivă se va duce cu ele în brațe la poștă și le va livra. Asta e tot. Dar agenda nu crește prețul că ești în străinătate.
Am lămurit. Da, v-am povestit, v-am înnebunit. Contact rondalexandracoman.ro, cei care vreți să vă înscrieți. Și în acest fel vă asigurați agenda, pentru că v-am spus, se face un număr limitat. Nu vreau să... Un produs premium nu are cum să fie în mii și mii de exemplare. Mergem mai departe în povestea acestei săptămâni, din punctul de vedere al avertismentelor. Cei care ați primit newsletter-ul, și apropo, la newsletter vă puteți abona gratuit, se primește gratuit, se primește joia dimineață pentru săptămâna următoare. Cei care ați primit newsletter-ul știți că am vorbit acolo despre o configurație care se formează pe cer și care se numește trapezul, care aduce anumite experiențe și am explicat acolo ce se întâmplă. Aici vreau să aduc noi informații, pentru că suntem la avertismente și îmi doresc foarte mult să fiți protejați în această săptămână în care Jupiter în retrogradare face un aspect stresant de cuadratură cu Luna. Rețineți, în astrologie, deci în astrologie, pentru un astrolog contează foarte mult momentul declanșator al unei acțiuni. Momentul când te duci la o întâlnire și vezi persoana pentru prima oară sau momentul când vorbești pentru prima oară cu cineva. Momentul când se naște un copil, minutul când se naște copilul respectiv. Totul este despre început, când se începe o acțiune, când debutează o acțiune. Și săptămâna aceasta nouă, 15 octombrie, ea intră sub jurisdicția unui aspect astrologic, a unei configurații astrologice ultra super benefice, trapezul, despre care, repet, am vorbit în newsletter, e un aspect bun, frumos, interesant, pozitiv, dar parte a poveștii, pentru că întotdeauna un aspect pozitiv trebuie echilibrat cu un factor de stres, o problemă trebuie echilibrată și cu un lucru bun. În această săptămână avem acest aspect care se numește Jupiter retrograd de cuadratură cu Luna. Și Jupiter în acest aspect, Jupiter este planeta norocului. Se mai numește Marele Benefic. Este planeta expansiunii și a optimismului. Ok, nu te grăbi să aplauzi. Jupiter acum pe cer este într-o super retrogradare. Jupiter e în retrogradare în semnul Taurului. Problema unui Jupiter în retrogradare, ții minte, e planeta expansiunii. În retrogradare scapă de sub control. Mănâncă mult, bea mult, se joacă mult pe computer, nu se culcă la timp sau dimpotrivă stă și doarme de nu mai poate. Își amână lucrurile importante pe care le are de făcut spunând lasă că fac mâine, lasă că fac la momentul potrivit. Luna este planeta emoției și a reactivității, care în aspect tensionat cu Jupiter se amplifică, tot va face o explozie, ia steroizi. Și în astrologie, quadratura sau pătratul sunt două forme de exprimare a acelui așa aspect astrologic, ori quadratură, ori pătrat, spune-i cum vrei. Este o poziție dificilă care întotdeauna duce la conflict și tensiune între planetele implicate în experiența respectivă. Și în cazul cuadraturii dintre Jupiter și Lună, această tensiune va fi receptată de fiecare semn zodiacal în această săptămână în diferite domenii ale vieții, cum ar fi relațiile, cariera, sănătatea, you name it. Și vom vedea în continuare unde ne-o dă la fiecare dintre noi. Eu deja resimt această cuadratură prin faptul că, având ascendent pe rac, Luna guvernează racul, ascendentul e partea fizică, venind spre frumoasa Românie din Islanda să supervizez producția agendei, pentru că trebuie să fie aici prezent, trecând prin multe aeroporturi, pentru că am zburat 11 ore, am făcut gripă și nu-i lăsați că purific, da, și purific, normal, eu de câte ori vin în România, purific, spunea cineva, băi, chiar e o problemă cu, da, ok, știu. Și o să mă auziți în filmări vorbind așa ca o lebă, în Islanda când ai vocea groasă de la o laringită, o traheită, o sinuzită, oriceva, spui vorbești ca o lebă, deci voi vorbi așa în mai multe filmări ca o lebă, deci voi avea cearcăne, pentru că, da, Lună, quadratură Jupiter, virus pe rac, amplificarea lui, potențarea lui prin Jupiter, enjoy. Deci, și să, întâi v-am povestit un pic la rac, așa am făcut, am dezvăluit.
Hai să o luăm pe rând, să vedem la fiecare semn zodiacal, ascendent și lună natală, unde, cum și în ce fel ne-o dă acest aspect. Deci, începem cu berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. În această săptămână îți recomand să ai mare grijă la felul în care îți investești banii și îți dai banii, pe ce produse, în ce investești. E un moment de bună ascensiune în carieră, este un moment de evoluție profundă pentru un berbec și marcajele pe berbec, dar la secțiunea avertismente eu vreau să-ți atrag atenția că poți avea o problemă în a da mai mult unor oameni care nu merită sau oferă niște produse sau niște servicii care sunt supraevaluate. Așa încât, dacă vrei să eviți o pierdere de bani, în primul rând, interesează-te în această săptămână oamenii cu care colaborezi, meșterii, echipele cu care colaborezi, firmele cu care colaborezi, cât de credibile sunt în piață, ce nume și-au construit în piață. Și apoi nu strică un pic să negociezi, pentru că legat de bani și cheltuieli financiare în următoarele zile, 9-15 octombrie respectiv, berbecul și marcajele pe berbec intră mult sub incidența lui te jumulesc. Și te jumulesc de bani, bine de tot. Încă ceva, s-ar putea, dacă ești într-o relație, dar nu de căsătorie, da? O poveste de iubire, dar care nu a ajuns la un nivel atât de serios încât să te căsătorești cu persoana respectivă sau o durată de viață atât de multă încât să spui, wow, suntem un super cuplu. Deci dacă ai o relație de iubire de maxim 2 ani de zile, 2 ani de zile maxim, să știi că pot apărea niște cheltuieli absurde făcute de partenerul sau partenera ta sau un conflict, o discuție, o ceartă legată de bani sau legată de loialitatea în cuplu. Cât de onest este unul sau altul în cuplu și succes la discuțiile astea. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taur. În primul rând, pe tine te lovește direct acest aspect despre care vorbim la avertismente, pentru că Jupiter este în retrogradare în semnul tău zodiacal. Așa încât în această săptămână, povestea poate fi tradusă în două direcții. Întâi îți dau o direcție, apoi următoarea. Prima direcție, prima posibilitate este ca tu să devii ultra dominatoare sau dominator. Tu să le știi pe toate, tu să controlezi totul, Nu spun că n-ai dreptate, pentru că, fără ironie, s-ar putea să știi foarte multe lucruri pornind de la diverse experiențe de viață. Doar că maniera în care comunici cu rudele, pentru că aici e călcăiul lui Ahile în această săptămână, rudele, persoanele apropiate, copiii, dacă ai copii, modul în care îți impui punctul de vedere să fie mult prea arogant, posesiv, intempestiv, dominator și de aici să ai un rezultat total potrivnic intențiilor tale. A doua formă de manifestare poate fi cea în care tu ești bine mersi, liniștit în zenul tău, în lumea ta taurină și să vină cineva care să-ți impună niște lucruri într-o manieră arogantă, dominatoare, fără explicații și având pretenția unei execuții imediate. De aici pot apărea conflicte, iar riscul de conflict major vine din zona relației cu familia, relației cu rudele, mai ales dacă aceste rude sunt de sex feminin. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna natală în semnul Gemenilor. În această săptămână recomand Gemenilor și marcajelor pe Gemeni să fie foarte atenți la ceea ce înseamnă gânduri și comunicare, modul în care gândești și modul în care îți transpui gândurile, intențiile, obiectivele și proiectele în vorbă. Pentru că s-ar putea, în primul rând, să îți pui un proiect sau să-ți stabilești un obiectiv mult supradimensionat cu puterea ta de manifestare. Da? Deci să-l amplifici și să-l faci într-o poveste și într-o experiență și într-o istorie care să fie extrem de nerealistă. Pe varianta mult, nu puțin. Și apoi te mai duci și le arunci asta altora în față și ori faci cu capul și te urmează în direcția aia greșită,
Ori vei primi un răspuns în care ți se spune, vezi că ești departe de realitate și tu să o iei foarte în personal. Deci, atenție la modul în care gândești și planifici și asigură-te că planurile pe care ți le faci în această săptămână sunt concret ancorate în realitate. O altă variantă, varianta numărul 2, este cea în care vine o persoană, s-ar putea să fie un bărbat, care să-ți pună pe masă o oportunitate, o poveste, ceva care să fie extrem de tentant, s-ar putea să aibă foarte multă legătură cu bunurile materiale. Da, uite, cumpără acum apartament, cumpără acum pământ, investește în povestea asta, intră într-un sistem piramidal, lista poate continua. Deci să-ți prezinte o situație foarte, foarte frumos și foarte, foarte împănată și, de fapt, acea situație să fie un mare balon de săpun și o foarte mare poveste în care tu să pici excrocat. Pentru că, atenție, persoana asta care vine să-ți spună sub nas oportunitatea, știe perfect că nu este deloc o oportunitate, doar că are nevoie de cineva pe care să-l tragă în această capcană. Și mare grijă, dragi gemeni, la ofertele legate de drumuri. Și am să vă explic imediat. Am citit în presă zilele astea, în România, o situație care mi s-a părut wow, dar foarte plauzibilă în aspectul astral de pe cer actual. O persoană a întâlnit pe Facebook pe cineva care aducea mașini din străinătate. Omul ăla s-a dus la tânărul care urma să aducă mașina, i-a pus în mână, asta e povestea presei, 10.000 de euro, mașina era evaluată la 30.000 și omul a așteptat mașina, numai că tânărul respectiv a luat banii, s-a dus în viață cu banii și dispărut s-a făcut. Omul a procedat corect, s-a dus la poliție, iar poliția l-a identificat foarte repede pe hoț, sunt 24 de ore, har universului, și situația este pe rol și să sperăm că se rezolvă. Dar vă dau un exemplu de excrocherie. Vine cineva și îți spune, wow, uite, eu fac, eu îți aduc, eu nu știu ce. Îți lucrează la ego, la dorința de a ieși în evidență, apoi îți ia banii și dispare. Ăsta este tipul de risc la care geamănul este supus în această săptămână. Așa încât, grijă mare, ochi în patru, analizează, nu spun, nu fă afaceri, din păi, du-te, fă, sunt oportunități, să știi că e o săptămână bună pentru multe lucruri. Dar fii foarte concret, fii foarte în alertă și analizează cu atenție orice bazaconie ți se aduce sub ochi. Că bazaconile alea uneori poate să fie și niște lucruri foarte bune, dar întâi convinge-te tu că e chiar bun pe bune. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Și acum am povestit un pic la începutul acestei filmări. Un pic. Aveți grijă că luna, guvernatoarea emoțiilor, este partea acestui aspect între de quadratură între Jupiter și Lună. Luna e guvernatoarea zodiei tale. Când guvernatoarea zodiei tale intră în aspecte de astea, dum, 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 să știi că de multe ori partea fizică poate fi afectată. Dar partea fizică cum poate fi afectată? Prin expansiune, că vorbim de Jupiter. Da? Deci, nu înseamnă că te îmbolnăvești. Nu? Eu am pățit asta că am fost la drum, m-a tras curentul, am umblat prin aeroporturi, miliarde de bacterii, oameni, virus și aia e enjoy. Dar expansiunea poate fi retenție de lichide, hipertensiune, îngrășare, da, gripe, viroze, răceli. Dacă te regăsești undeva în povestea asta, spune da pe net, scrie acolo, da, în comentarii, ca să știm că suntem într-un club al racului. Așa încât, atenție în primul rând săptămâna asta la acumulare pe corp fizic. Următorul lucru unde trebuie să ai grijă, vezi că poți intra în conflicte cu prieteni, apropiați, asociați, colaboratori, mai puțin cu rude, legat de niște bani, legat de un bun material care ori întârzie să fie livrat, ori prețurile cresc, ori s-a spus un preț și nu e conform cu realitatea. Și racilor și marcajelor pe rac, care gestionați bani în perioada asta. Eu vă povestesc cu o experiență prin care trec eu, pe care eu o urăsc profund. Mergând și în state. În state, TVA-ul la produse este
când faci un deal, când participi la un curs, ți se dă totul acolo, da? În prețul ăla. În România, presupun că, nu știu dacă e și în Europa, că n-am fost atent, chiar realizez că n-am fost atent în Islanda, de exemplu, cum e. În România, când vrei să cumperi un produs sau, nu știu, te duci și editezi o carte sau cumperi ceva important, întotdeauna ți se dă prețul într-o negociere. Întâi ți se dă un preț la care spune plus TVA sau TVA inclus. Băi, frate, lasă-mă cu plus TVA să stau eu să adun acolo pe computer. Zi-mi, bă, prețul final, ce vrei tu de la mine? Că mă faci cu capul, cu TVA inclus, TVA scos. Și eu de unde să știu ce e cu TVA ăsta? Să-l ia naibă de TVA. Deci, vedeți, racilor, că săptămâna asta e o poveste cu banii. Și de data asta nu vorbesc de mine, că eu am văzut treaba asta, am înjurat mult și am zis, bă, dar lăsați, zi-mi un preț final, lasă-mă cu TVA, cu netVA. Zi-mi cât vrei de la început. Și vedeți în negocieri, dacă aveți negocieri, citiți cu atenție clauzele și citiți partea asta de TVA inclus, netVA inclus. La mine povestea a fost nu pe editură, ci a fost că editura mă știe și știe că zic, bă, dăm totul, zi-mi acolo cât să arunc pe masă. Dar în negocierile cu curieratul, că îți dă o ofertă care e foarte pompoasă și extraordinară, curieratul ăla, și pe urmă jos, cu litere mici, 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 scrie prețul nu e cu TVA, se adaugă la acest preț și TVA. Ok, de ce nu mi-l pui de la început? Dar asta e o altă conversație, nu sunt la ora de economie, dar eu vă zic, aveți grijă pe partea asta, dacă aveți desemnat contracte, înțelegeri săptămâna asta, să nu vă luați țeapa pe TVA inclus, netVA inclus și suma finală. Verificați sumele finale, că e mare. Verificați la bănci iarăși, la credite, care e suma finală, ce vrea ăla de la tine până la urmă. Clarificați-vă foarte mult, pentru că aici sunteți raci, marcaje pe rac, ascendent, lună natală în rac, sunteți pe detriment în această săptămână. Aveți grijă. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Ai grijă cu oamenii mici din preajma ta și nu mă refer la statură, ci mă refer la stima de sine. În această săptămână, 9-15 octombrie, leul și marcajele pe leu își pot face niște dușmani veritabili prin felul în care arată. Tu nu faci nimic, tu doar apari. E suficient să creezi invidie, e suficient să creezi ranchiună, e suficient să, printr-o vorbă aruncată, prin ceva spus, printr-o mișcare, prin ce porți, să apeși niște butoane unor oameni care s-ar putea să nu digere stilul ăla sau să le apeși un buton care să le trigăruiască, adică să le amintească ceva legat de un anumit comportament, legat de o anumită atitudine, legat de ceva ce ține de istoricul lor. Cum poți să te păzești în atare situație? În această situație, cum te păzești? Încearcă focul. Berbec, leu, săgetător, dar mai ales leu. Pentru că tu întruchipezi ego-ul și pe pozitiv și pe negativ. Tu știi când cel din fața, e în gena ta, bă, n-ai cum să o ascunzi. Știi dacă ăla din fața ta e mai jos ca tine, e egal cu tine, e mai sus ca tine. Focul, specificul focului, este când vede slăbiciune să dea picioare și mai mult. Așa face focul. Ai grijă, săptămâna asta, când te întâlnești cu o persoană care poate n-are suficient ca tine, poate are ea un miliard de probleme acolo, nu începe să epatezi cu viața ta. Ține-o închisă și la secret. Nu-i nevoie să spui, am cel mai frumos televizor, am cea mai frumoasă casă, am cei mai frumoși Adidas, am cei mai nu știu ce, nu știu cum. Că acolo ai să apeși un buton la o persoană care o să reacționeze și o să enerveze și o să facă în toate felurile. Așa încât este foarte, foarte, foarte important să ai grijă la maniera în care vorbești cu cei din jurul tău. Al doilea lucru unde trebuie să ai grijă este să nu cazi în capcana unor promisiuni legate de cariera ta. Vine cineva și îți promite niște lucruri extraordinare, fie cu scopul de a obține niște foloase materiale din partea ta, fie pur și simplu de a te atrage într-o poveste. Fii foarte precaută sau precaut cu acest tip de promisiuni care ți se fac. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioare.
Îmi doresc tare mult să cred că ți-ai achiziționat horoscopul ultra detaliat al lunii octombrie, unde ai documentarul despre Lilith, povestea lui Lilith, ce se întâmplă cu Lilith, ce se întâmplă cu zodia ta, că la tine acum universul e călare pe tine. În această săptămână, pe lângă faptul că acum intră și Venus, planeta iubirii și a banilor, în semnul tău zodiacal, și asta e bine, e ok. Provocarea cea mai mare vine pentru cei care trăiți în străinătate. Străinătate însemnând orice altă țară decât țara în care v-ați născut, în raport cu niște secrete, care, niște lucruri care vi se ascund și tu știi care e problema. Și asta întotdeauna când întâlnesc fecioare, și în consultații, și în discuții. Și fecioare sau marcaje pe fecioare, ascendent sau lună natală. Băi, la fecioară trebuie să-i spui și binele și răul. Pentru că în momentul în care i-ai spus, fecioara știe ce strategie să-și facă. Întotdeauna fecioara are în mânecă o variantă de supraviețuire. Întotdeauna fecioara are în mânecă o variantă de supraviețuire. Ține minte asta. Prin urmare, dacă trăiești în străinătate, vezi că ori de acasă ți se ascunde o situație, nu ți se spune o realitate, ori nu ești familiarizată sau familiarizat cu o regulă a unui joc, cu niște legi, o regulă a jocului social, da, niște interdicții sau niște facilități, cu niște legi, cu niște pretenții. Așa încât, te rog, verifică un pic partea asta. Când ai desemnat un contract, citește-l cu atenție. Când te duci să soliciți ceva instituțiilor statului, întreabă acolo la ghișeu tot ce ai de întrebat, du-te cu o listă de întrebări, nu te duc cu mâinile în buzunar fluierând. Acasă, dacă ți se pare, când vorbești tu, pe net, pe telefon, pe whatever vorbești, pe ce vorbești tu, ți se pare o voce schimbată, o atitudine diferită, ceva nu ți se pupă și vrei să faci săpături, sigur vei afla de o ceartă, de un divorț, de o situație, de ceva, dacă nu ți se spune de-a dreptul. Ce-ți mai recomand în această săptămână este să-ți ții gândurile foarte mult sub control. Adică va fi o tendință la fecioară și marcajele pe fecioară să amplifice anumite situații, să le vadă catastrofale când ele de fapt nu sunt chiar atât de catastrofale. Prin urmare, încearcă să-ți ții gândurile sub control, amplificarea unei situații sub control și întotdeauna apelează la latura ta rațională care te aduce cu picioarele pe pământ și care îți va spune, ok, este în regulă ce gândești, nu este în regulă ce gândești, îți va da o doză de realitate. Apelează la luciditate pentru a coborî în realitate și a te feri de depresie, anxietate sau decizii stupide luate din frică. Balanța, ascendentul pe balanță, cei care au luna natală în semnul balanței. În această perioadă, balanței i-aș recomanda să se îndepărteze de aceia așa ziși prieteni, care epatează, se laudă, vin și își flutură fericirea lor pe sub nasul tău, pentru că e primul semn că oamenii ăia nu sunt prieteni. Deci ai foarte mare grijă în această săptămână la anturaj, fii în alertă, fii cu un ochi deschis la anturaj, evaluează-ți anturajul cu atenție, pentru că anturajul s-ar putea să scoată la lumină un adevărat caracter sau un anumit temperament al unei persoane pe care nu le-ai evaluat cum trebuie până acum. Al doilea lucru pe care vreau să ți-l menționez pentru această săptămână vine din zona relației cu băncile. Te rog, citește contractele, te rog, citește negocierile cu băncile și subsidiar cu instituțiile statului, pentru că cineva încearcă să te păcălească pe minus. Tu ai niște drepturi la care poți accede, adică poți accesa drepturile alea și ăștia uită să ți le spună. E foarte convenient, e foarte convenabil să se facă că uită, să facă că nu mai țin minte. Prin urmare, te rog, dacă ai vreo treabă cu o bancă sau cu un birou al statului sau cu instituția statului, du-te cu temele pregătite de acasă, pentru că ai mult mai multe drepturi decât crezi tu că le ai. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Ți se promite ceva în carieră și persoana respectivă
nu e în stare să livreze ce îți promite. Al doilea lucru, ai grijă ce mentori îți aduci în preajmă. Unde te duci să studiezi? La ce instituție, la ce departament, ce știință, ce vrei tu să înveți? Pentru că s-ar putea să ori să fii împins de cei din spate, să te duci într-o direcție cu care nu ești compatibilă sau compatibil absolut deloc, ori vrând să demonstrezi tu un anumit lucru, din nou să te duci într-o direcție în care nu ești pregătit. Și ține minte, dacă ai de luat o decizie privind cariera ta, jobul tău, înscrierea la un curs sau să studiezi ceva sau o instituție de învățământ în această săptămână și în această perioadă, gândește foarte la rece ce îți place să faci. Ce îți place să faci? Pentru că dacă sinele tău îți spune că nu-ți place treaba aia, așa este, e corect, nu-ți place treaba aia și nu te duci să faci lucrul ăla. La ce mai trebuie să ai grijă? La asocieri, parteneriate, relații, pentru că sunt persoane false în jurul tău, sunt persoane duplicitare în jurul tău, sunt persoane care te mint și prezintă o altă realitate decât cea înconjurătoare. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetător. Săptămâna aceasta ai grijă cu niște oferte de serviciu care s-ar putea să fie mult, mult împănate. Și dacă te apleci cu atenția asupra lor, s-ar putea să ai o surpriză și să vezi că de fapt nu e așa și să te oprești la timp. Cumva trece pericolul pe lângă tine, trece provocarea pe lângă tine, dar cu condiția să fii în alertă și orice vine spectaculos ca ofertă către tine, să o tratezi cu un pic de precauție, să nu te arunci cu mintea în povestea respectivă fără să o analizezi cu atenție. Imunitatea e un pic scăzută în această săptămână și poți să contactezi cu mai multă ușurință un virus, o bacterie. E rezolvabil, deci e rezolvabil, dar doar să-ți specific că imunitatea este mai scăzută și va fi o situație foarte interesantă medicală. Adică te apucă o gripă, la prânz ești luat mort, țeapă, terminat. Te duci acasă, cazi cu capul în pernă, până a doua zi dimineață ești fresh ca o păsărică. N-ai nicio treabă, ești zuzu. Deci, Jupiterul ăsta retrograd pe casa sănătății tale, acum, îți dă amplificare și cumva și vindecare rapidă, remedii rapide. Dar vezi că săptămâna asta ești pe lista numărul 1 a virusurilor și bacteriilor. Ai grijă, protejează-te. Și ce-ți mai recomand... Dacă ești văduvă și ești într-o relație din nou, divorțată și ești într-o relație din nou, ascultă-ți partenerul sau partenera, pentru că te vor corecta într-o decizie greșită pe care o iei. Oamenii ăștia nu vin să-ți spună cu răutate ceva, ei îți spun dintr-o perspectivă exterioară, va depinde de tine și orgoliul tău dacă digeri sugestia, dar... Dacă orgoliu spune nu, lasă că arăt că am eu dreptate, o să te capfrigi. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Săptămâna aceasta, gelozie maximă, ori a ta îndreptată către altă persoană și gelozie, vă rog să nu vă gândiți numai la în dragoste, la amor. Nu, gelozie, invidie, de același spectru. Deci, gelozie, invidie, ori a ta îndreptată către altă persoană, ori a altei persoane îndreptată către tine. E un pic zona de gelozie, invidie, nu-i răutate, nu se duce până în punctul răutății. Vreau și eu să am ce are ăla sau vreau să fiu și eu ca aia. Odată. Al doilea lucru, dacă ai copii, succes. Că o să cheltui banii, nu știu, ceva cu copiii ăștia care cheltuie banii, dar cheltuie banii pe niște tâmpenii, nu neapărat din vina copilor. Poate ăștia mici ajung la școală, acum o fi ceva și trebuie să cotizeze manuale, cărți, uniforme, taxe, care îți afectează puțin bugetul, sau copii în care trebuie să investești. Aici nu poate să fie neapărat trecut la avertismente, că da, când investești în copilul tău, nu are motiv să-ți pară rău, nu e niciun motiv să-ți pară rău că dai în școală, dai în el. În sens pozitiv. Dar îți spun că îți destabilizează puțin bugetul. Ai grijă la copilul tău interior, pentru că acum, săptămâna asta,
prin diverse pofte și mofturi financiare, vei dori să hipercompensezi o altă situație, așa încât dacă îți vine să mănânci un tort întreg, întreabă-te ce e în spatele acestei emoții. Vrei să-ți cumperi nu știu ce firmă pe care scrie mare, nu știu ce, întreabă-te cui vrei să-i arăți asta, pentru cine o faci, de ce rămâi fără bani în portofel cumpărând o pânză. Deci când te împinge ceva din tine să hipercompensezi, tu vei ști că faci asta, că nu e un comportament obișnuit și rațional pentru tine, pentru structura ta, și întreabă-te ce e în spatele acestei fă. Și atenție mare la tot ce înseamnă contract, semnare de contracte, ochii mari și atenția trează. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Oameni buni, nu vă jucați cu exploziile. Și nu zâmbesc aici, ha-ha. Săptămâna asta, mare grijă la tot ce înseamnă instalații improvizate prin casă sau la mașină. Nu improviza nimic că ți-o iei prin formă de ars, explozie, scurgere care va duce la plăți mult mai mari și cheltuieli mult mai mari. Apare o discuție juridică legată de o casă, un birou, un teren. Aici nu o să fie o proporție mare de vărsători sau marcaje pe vărsători implicați. Dar pentru cei care sunteți implicați, vreau să vă spun că în acest moment trebuie să te înarmezi cu foarte multă răbdare și perseverență, pentru că legea nu-i foarte mult de partea ta, sau nu neapărat legea, cât persoana care împarte dreptatea nu-i dintre cele mai corecte. Bătălia poate fi câștigată fără nicio îndoială, dar mai degrabă spre anul viitor o câștigi, nu acum. Mai ai grijă la excesele pe care le face partenerul sau partenera ta de viață și care vă pot afecta cuplul. Sau ideile greșite ale unui asociat, colaborator, contabil, avocat, care nu vede și o altă perspectivă, ci vede doar perspectiva sa. Iar eu îți spun aici, vino cu punctul tău de vedere, pentru că tu ai o altă viziune și s-ar putea cele două viziuni combinate să ducă la o soluție viabilă. Dar undeva, cineva din anturajul tău, cu figură importantă socială, ne-am spus avocat, notar, contabil, partener de afaceri, nu vede tot spectrul soluției sau situației și un pic e pe lângă, pe margini. Și trebuie să discuți cu persoana respectivă, să-i arăți și viziunea ta și vei vedea că lucrurile se schimbă radical. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. În primul rând, la serviciu, frate, cineva, o femeie, îți poartă sâmbetele, te bârfește, vrea să te domine, te face harcea parcea, dar eu ce am încredere este așa, pești, ca gândește la ființa pești, animalul pești, au sânge rece în ei. E adevărat, voi sunteți foarte sensibili ca nativi. Dar ea scoate la lumină sângele ăla din pește și cum țipă ea și știi cum e expresia câinii latră, caravana trece? Lasă-o să se dea cu capul de toți pereții pentru că are ea o problemă. Va trece. Acest stres, aceste acuzații, această dramă existențială, aceste crize vor trece foarte repede pe lângă tine. Important e să nu cazi tu ori în depresie, ori să nu te lași afectată sau afectat. Și nu riposta. Dacă vrei să ripostezi și să lupți și să fight back, să ripostezi, nu fă în direct cu ea, da? Deci nu te duci să o iei pe ea de piept și spui, bă, ce ai cu mine, ci du-te la să te plângi în altă parte, să faci o reclamație în altă parte, să spun avocat. Nu te lua la trântă cu ea, ci apelează la alte instanțe care ar putea să facă dreptate, la instituții ale statului, la coordonatori, la șef. Unde mai trebuie să ai grijă este, te rog mult, dacă ești femeie cu marcaj pe pești, evaluează-ți puțin starea de sănătate, mai ales sistemul endocrin, și la foarte apropiere în spate, deci să spunem foarte mică distanță, sistemul cardiovascular. E bine să mergi la un medic pentru o evaluare, dacă până acum ți se părea că nu funcționează ceva cum trebuie, acum e momentul să te duci, să te consulți, să te cauți, cum se zice în română,
Și cineva încearcă să te mintă, să te ducă înspre o direcție greșită informațională, legată de un contract, o asigurare sau o negociere. Dar poți evita să fii păcălit sau excrocat dacă vei avea atenția la tine și vei fi prezent, 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 prezent acolo și vei analiza și vei întreba toate lucrurile. Iar dacă îți cumperi în această perioadă o casă, te rog, verifică pământul de sub casă, dacă e înmatriculat sau întabulat, nu știu cum se numește asta, dacă îți va aparține, sau dacă dedesubt nu există o pânză freatică, chimicale în jur, toxicitate, verifică un pic lucrurile astea. Nu e un număr mare de pești care probabil trebuie să verifice asta, dar atâta vreme cât este pe hartă, e datoria mea să menționez. Dragilor, acesta a fost horoscopul avertismentelor săptămânii 9-15 octombrie. Vom avea și luna nouă în balanță, atunci în octombrie vom face o filmare separată despre asta și vă doresc să aveți o săptămână cât mai liniștită, cât mai departe de probleme. Și dacă îți place ce se întâmplă aici, un like, un share, un subscribe, un comentariu lăsat, contează foarte mult pentru acest canal de astrologie. Și nu uita că aici și acum ești cea mai bună versiunea ta, ai încredere în tine, orice se întâmplă poate fi rezolvat. Baftă multă în această săptămână!